Bun găsit la știrile din sport. Olimpicele sunt în fața unui nou meci dificil în Liga Națională de Basket Feminin. Olimpia CSU Brașov a reușit să câștige 8 meciuri din cele 11 disputate până acum, iar în runda a 3-a returului, formația brașoveană va juca vineri din deplasare împotriva fetelor de la Universitatea Goldiș Icim Arad. După victoria de pe teren propriu împotriva fetelor de la Basket Club Sirius Târgu Mureș, scor 76-57, pentru Olimpice urmează un test dificil în deplasare contra formației Universitatea Goldiș Icim Arad. Trupa arădeană vine după o victorie importantă pe terenul formației Universitatea Cluj, scor 69-76, și a ajuns la 4 succese în acest sezon. Cu toate acestea, Peșovici și compania sunt hotărâte să cucerească toate punctele puse în joc în meciul de vineri. Sunt meciuri foarte, foarte, foarte dificile. Așa cum am mai spus, Aradul a învins etapa trecută la Cluj. Clujul, o echipă cu pretenții enorme în acest sezon. Exceptând formația din Iași, care în acest moment suferă din punct de vedere financiar. Au plecat de la echipă două jucătoare foarte importante, probabil că vor mai pleca încă vreo două. Absolut toate celelalte echipe sunt sensibile, egale și oricare, în orice meci, poate să-și apropie victoria. În meciul tur dintre cele două formații, brașovencele s-au impus cu scorul de 73-70. Olimpia CSU Brașov ocupă în acest moment locul al treilea în clasament cu 19 puncte, cu două mai puține decât liderul Sepsi Sfântu Gheorghe și la egalitate cu Universitatea Cluj, ocupanta poziției secunde, și Municipal Târgoviște, formație ce ocupă locul 4. Meciul dintre Universitatea Goldiș și Icim Arad și Olimpia CSU Brașov se va desfășura vineri cu începere de la ora 18. România nu a reușit să se califice în semifinalele campionatului european de handbal feminin din Suedia. Neagu și compania au fost învinse de Danemarca, scor 21-17, și se vor bate pentru locurile 5-6 cu prima reprezentativă a Germaniei. Partida va avea loc vineri, cu începere de la ora 16:45. România avea două șanse din trei în meciul cu Danemarca pentru a se califica în semifinalele campionatului european. În ultima partidă din grupa a doua principală, danezele au fost mult mai bune și și-au dorit enorm să ajungă în careul de aș al competiției din Suedia. Cu Sandra Toft senzațională în poartă, nordicele au construit cu răbdare și au reușit să-și impună jocul. Toft a terminat jocul cu un procentaj de 50% al mingilor apărate și a fost declarată MVP-ul partidei. În atac, Hansen a înscris aproape la fiecare acțiune și a încheiat jocul cu 9 goluri marcate. S-a terminat 21-17 pentru Danemarca. În jocul cu nordicele pentru România au marcat Buceschi 4, Neagu 3, Pintea și Laszlo câte 2, Udriș, Toiu, Geiger, Iuganu, Zamfir, Zamfirescu și Manea câte o reușită fiecare. În urma acestui rezultat, România va juca pentru locurile 5-6 împotriva Germaniei. În semifinalele competiției europene se vor duela Norvegia cu Franța și Olanda cu Danemarca. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme.